este 17 iunie, sunt Diana Andone, directorul Centrului de e-learning din Universitatea Politehnică din Timișoara. Este al 10-lea webinar împreună online, care le-am început în urmă cu 10 săptămâni, le-am susținut în fiecare zi de miercuri și au fost foarte bine urmărite de către tot personalul din cadrele didactice universitare și studenții din universitățile din România, dar și persoane, să zicem, mai puțin atașate mediului educațional. Am avut foarte mulți participanți de la companii, de la zona de resurse umane. Aceasta, bineînțeles, pe lângă profesorii de liceu și unii chiar elevi de liceu care au participat la aceste webinarii. Așa cum am spus, este ultimul webinar din această serie, din această primăvară spre vară deja, fiindcă vom continua cu ele din toamnă. Ne oprim astăzi aici, deoarece săptămâna viitoare Centrul de e-learning va fi principalul organizator al unei conferințe foarte mari în zona educației digitale organizată de Asociația EDEN, la care vă invităm să participați și la sfârșit am să vă reamintesc de acest lucru. De aceea considerăm că parte din webinarii se continuă cu această conferință EDEN, care va fi săptămâna viitoare între 22 și 24 iunie. Iar fi trebuit să se desfășoare la Timișoara, dar se desfășoară în spațiul virtual. Mă bucur foarte mult că astăzi, așa cum am spus și în edițiile anterioare, să îi avem alături de noi pe studenții, reprezentanți, de fapt pe conducerea ANOSR, Alianței Naționale Organizațiilor Studențești din România, și în primul rând pe Petrișor Laurențiu Țucă, care este președintele ANOSR, și pe Ana Duplava, care este vicepreședintele educațional la ANOSR, domnișoara Tamara Ciobanu, care este de asemenea vicepreședinte educațională a ANOSR, încă nu a finalizat un examen și va veni probabil puțin mai târziu în momentul în care va putea să părăsească examen. După cum vedeți, este sesiune deja în toate universitățile din România. Petrișor este un fost student al Universității Politehnică din Timișoara. Pot să spun că a fost unul dintre studenții cei mai cunoscuți în Timișoara în ultimii ani. El a absolvit mecatronică și robotică în cadrul Facultății de Mecanică, și-a făcut un masterat de managementul organizațiilor educaționale și a sistemelor robotice cu inteligență artificială. Aici avem un punct comun, în urmă cu foarte mulți ani, peste 20 și ceva de ani. I-am terminat prima promoție a acestui master de sisteme robotice cu inteligență artificială. El este o promoție mult mai avansată a aceleiași program de master, dar eu în urmă cu 20 de ani am făcut acest master fiind prima promoție. A fost membru și președinte al Ligii Studenților din Facultatea de Mecanică și reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație, dar și în Senatul Universității și în biroul Senatului Universității. Ana Duplava este studentă în continuare la specializarea de psihologie din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Se implică foarte mult în activitatea studențească, este vicepreședinte ANOSR pentru probleme educaționale și a avut un contact foarte, să zicem, dens cu studenții, mai ales în această perioadă. Pentru început, vă mulțumesc amândurora că ați răspuns pozitiv și că v-ați făcut timp în această perioadă foarte aglomerată pentru a participa la aceste webinarii. Și pentru început am să vă pun o primă întrebare, să zicem așa, mai generală. Ce a făcut ANOSR în această perioadă? Cum a reprezentat ea interesele studenților, să zicem, în aceste ultime trei luni, destul de interesante, să zicem, pentru mediul universitar românesc? Da, mulțumesc pentru introducere. Bună ziua tuturor! A fost o perioadă destul de solicitantă pentru noi, la fel ca pentru toți membrii comunităților universitare din România. Să spun așa că primul lucru pe care l-am făcut atunci când exista un trend ascendent al pandemiei la nivel global a fost ca pe 9 martie să cerem decidenților să stopeze desfășurarea cursurilor față în față în universitățile românești. Ulterior au fost și decretate și stările de urgență. Și atunci am intrat în grupul de lucru constituit de Ministerul Educației și Cercetării cu principalii actori din sfera educațională. Acolo am fost alături de colegii
că sunt reprezentanții a elevilor, reprezentanții cadrelor didactice, adică reprezentanții sindicatelor din învățământul preuniversitar, dar și universitar, și reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor, și acolo aveam întâlniri periodice în care încercam să găsim soluții pentru a se putea desfășura procesul de învățământ cât mai bine și să nu fie foarte mult afectat. Tot în această perioadă și încă desfășurăm, am inițiat o campanie, am numit-o Nu te izola de educație, în care prezentam diferite politici publice pe care doream să le și dorim să le integreze decidenții pentru învățământul românesc, dar am făcut și o serie de ateliere de dezvoltare personală și profesională pentru colegii studenți în webinarii cu diferite teme, de la antreprenoriat, cum să redacteze corect o lucrare de studii, o lucrare de finalizare a studiilor, și public speaking, partea de dezvoltare organizațională, au fost complexe atât pentru studenții aflați într-o organizație studențească, dar și pentru studenții neafiliați. Au fost în mare parte dintre ele publice, dar erau unele adresate strict organizațiilor membre. Cam astea au fost în mare. Au fost și diferite analize. Am analizat sistemul de admitere în universitățile românești și am încercat să aducem cât mai multe exemple de bună practică din mai multe state, fie ele europene sau de pe alte continente. Am analizat sistemul de dimensiunea socială a educației, cu sistemele de cazare și ce se întâmplă în această perioadă cu studenții români și internaționali în universitățile românești. Am propus mai multe recomandări pentru ca această pandemie să aibă un impact negativ cât mai scăzut pentru comunitatea universitară. În asta am luat tot cadre didactice, cât și studenți. Este foarte bine că ați fost atât de dinamici și ați răspuns imediat. Mi-aduc aminte exact de momentul din martie când ați transmis un mesaj destul de clar tuturor universităților care este dorința studenților și că doriți de fapt să vă protejați pe voi și să protejați și cadrele didactice și pe cei apropiați. Și poate că cumva a contat acest lucru, faptul că s-a știut destul de repede, să zicem, de către universitățile din România, că studenții doresc totuși să se treacă la un sistem de educație online. Poate că ei au fost chiar mai pregătiți decât multe dintre universități și vom mai discuta despre asta puțin mai încolo. Ana, știu că au fost foarte multe probleme educaționale care au apărut în această perioadă. Hai să zicem, cum a fost din perspectiva ta această perioadă și ce a fost activitatea ONSR-ului? Să zicem, cea mai importantă activitate a ONSR-ului. Petrișor ne-a jurit foarte multe, foarte bune, multe dintre ele de sprijin și de suport, ceea ce contează enorm de mult în această perioadă. Dar pentru tine, ce a fost cel mai important că a făcut ANOSR-ul pentru studenții din România? Mulțumesc în primul rând de prezentare. Eu consider că cel mai important lucru pe care l-a făcut ANOSR în această perioadă este să fie aproape de studenți în aceste vremuri dificile, cred că pentru toată lumea, întrucât am fost toți nevoiți să ne mutăm într-un timp foarte scurt în mediul online și, într-adevăr, au apărut diverse probleme odată cu această mutare a învățământului online. Și cred că un lucru foarte important a fost să fim acolo aproape de studenți, să-i susținem, să simțim pulsul și să identificăm care sunt problemele care au apărut acum, care sunt cele mai relevante probleme și să propunem într-un timp cât mai scurt cele mai eficiente soluții. Da, într-adevăr, cred că asta a fost una dintre cele mai bune activități ale ONSR-ului și vă felicit pentru aceasta. Știu că în această perioadă ONSR-ul a desfășurat un chestionar online între toți unii studenții din universitățile din România și care a avut cu foarte mulți respondenți și care a avut un impact destul de mare asupra studenților, fiindcă i-a pus să reflecteze asupra ceea ce se întâmplă în această perioadă și care ar fi fost poate alte opțiuni pe care le-ar fi putut avea pentru a putea depăși acest moment. Și am să vă rog să prezentați rezultatele acestui chestionar, urmând după aceea să mai preluăm din întrebările și răspunsurile pe care îi invităm pe participanți să le pună în zona de Q&A.
în continuare. Da, Petrișor? Exact. Da, a fost un chestionar foarte, foarte complex care ne-a pus într-un fel în dificultate și pe noi, dar și pe studenți, pentru că am încercat să vedem toate probleme, sau am încercat să culegem de la ei toate problemele pe care le-ar putea întâmpina, de la desfășurarea procesului didactic, la condițiile de cazare, la cum s-au desfășurat procesul de decazare din universități, ce au putut face universitățile pentru universități, pentru studenți, pardon. Chestionarul a fost două, dar acum o să prezentăm unul. A fost unul adresat cadrelor didactice și aici aș dori să mulțumesc membrilor comunității Bologna, pentru că acolo am disemnat în primul rând. Fiind și reprezentant al studenților și membru cu drepturi depline în Consiliul Aracis, am disemnat acest chestionar și către membrii Consiliului Aracis. De acolo am primit sprijin pentru a completa chestionarul pentru cadre didactice, dar am făcut un chestionar public pentru colegii studenți și am vrut să vedem ce se întâmplă de fapt în universități. La aproximativ o lună, chestionarul a fost disemnat în perioada aprilie-mai, la mijlocul lunii aprilie, până la începutul lunii mai. El a fost completat de 5.009 studenți, dar la final, când am început să punem în aplicare răspunsurile lor și să le interpretăm, nu le-am validat pe toate, am validat 2.849 de răspunsuri, pentru că unele nu erau complete și am vrut să prezentăm cât mai clar și mai concis ceea ce ne-au semnalat studenții, și au fost și câteva universități care aveau puține răspunsuri și am ales să le eliminăm. Analiza cuprinde 27 de universități de stat din țară. Pot să fac așa un top 5 al universităților din cap pe care îl avem în completarea chestionarilor. Cele mai multe răspunsuri au venit din partea universităților tehnice. Am avut de la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca mai mulți respondenți, apoi Universitatea Politehnică Timișoara mai era, Universitatea Politehnică București, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea de Vest și Universitatea din București au fost, fiind și universități cu număr mai mare de studenți, au fost universitățile cu cel mai mare număr de respondenți, dar au fost și universități precum Universitatea de Arhitectură din Ion Mincu din București, la care am primit răspunsuri și au fost validate. S-au extins în toate colțurile țării. În primul rând am vrut să vedem ciclul și anul de studii pe care l-au avut. Majoritatea studenților care ne-au răspuns au fost la licență, au fost ulterior un procent de 4% la masterat și au fost și câțiva doctoranți care au răspuns din calitatea lor de studenți. Am făcut și o defalcare pe anii de studii. Ulterior am vrut să vedem, și aici a fost un lucru foarte important, genul, dar mai degrabă rezidența. Pentru că am vrut să vedem dacă studenții care sunt domiciliați în mediul rural au avut probleme, și o să vedem pe parcurs că am întâmpinat câteva probleme. O să spun așa că majoritatea completărilor au fost făcute de către fete, ulterior un procent destul de mare, 60% dintre respondenții validați au fost fete și 32% au fost de gen masculin, iar 5% nu vreau să menționeze. 30% dintre colegii care au completat erau din mediul rural, 37% erau din mediul urban și 33% erau dintr-un oraș reședință de județ. Și ce am vrut să observăm, de la cine au primit în special suport studenții? Cine i-a consiliat? Cine i-a ajutat să depășească aceste
hopuri, aceste acest lucru pe care nu l-am mai întâlnit niciunul dintre noi. Majoritatea ne-au transmis că au primit suport din partea conducerii facultății, ulterior de la colegi și de la organizația studențească din universitatea sau facultatea lor. Și au fost și un procent care au zis că nu aveau nevoie de ajutor pentru că nu au întâmpinat dificultăți. Pe care ne-au completat chestionarul, ne-au transmis că au participat în proporție de 68% dintre respondenți, au spus că au participat la mai mult de două treimi sau chiar integral la cursurile și seminariile sau laboratoarele pe care le au în cadrul programului de studii ce urmează. De aici putem observa că a fost o prezență bună a studenților la activitatea online, activitatea de predare-învățare. Și am vrut să vedem ce dificultăți au întâmpinat. Au fost... În 2017, Eurostat spunea că aproximativ 50.000 de studenți români nu au acces la device-uri, nu au acces permanent la internet și au fost și printre cei care ne-au completat și ne-au zis că au întâmpinat dificultăți din cauza unui computer suficient de performant sau din cauza accesului limitat la internet. Într-adevăr, sunt procente nu foarte mari, dar cred că ar trebui ca niciun student să nu fie lăsat în urmă și universitățile să le acorde sprijinul necesar dacă sunt în continuare studenți, adică dacă nu și-au terminat studiile acum, în această vară, din toamnă să le acorde sprijinul necesar să nu înceapă un an universitar nou cu diferite carențe. Au întâmpinat dificultăți tehnice, multe dintre ele au fost cauzate de platformele care trebuiau instalate. O să vedem și mai jos, pentru că foarte multe universități au ales să folosească două sau mai multe platforme și nu una singură și studenții au întâmpinat aici dificultăți tehnice pentru a se loga la diferitele platforme. Partea de competențe digitale nu a pus chiar atât de multe probleme. Aici a fost un aspect care ar trebui într-un fel discutat și într-un viitor apropiat de centrele de consiliere și orientare în carieră de universități, și anume cu motivația studenților, și pentru că ne-au semnalat într-un procent, într-o măsură mare 22% și într-o măsură medie 23%, adică aproximativ jumătate dintre respondenți, ne-au semnalat că ar avea probleme cu o lipsă de motivație pentru a putea participa la orele desfășurate online. A mai fost timpul pentru un alt impediment pentru a participa la activitățile didactice, completat cu instrumentele digitale, pentru că nu au avut suficient timp să le înțeleagă și nu erau familiar cu ceea ce se întâmpla în noile platforme. Am observat că nu foarte multe universități ofereau feedback atunci când se desfășurau ore, creau un dialog constructiv între studenți și cadre didactice sau reprezentanții universităților pentru feedback. Partea de resurse digitale au fost cazuri în care au pus probleme studenților. Resursele, în special, am văzut că ne semnalau că nu le primeau într-un format adecvat. Au fost cazuri și, din păcate, nu au fost izolate, în care primeau orele scanate sau prin diferite poze trimise de cadre didactice și le-au pus destul de multe probleme. Alte aspecte ce au cauzat dificultăți au fost
lipsa obișnuinței de a învăța cu noile tehnologii. Aici cred că au fost și probleme de a transmite cunoștințe prin noile tehnologii. Și nu a existat un orar bine structurat. Au fost exemple de bună practică în universități în care au respectat orarul stabilit pe semestrul acesta, dar au fost și universități care de nevoie au ales să schimbe semnificativ orarul activităților didactice și au pus probleme studenților. Și nu existau foarte multe metode de monitorizare a activității didactice. Și au existat, am observat că au existat foarte multe extreme, adică în care existau multe teme, multe activități de făcut de pe o zi pe alta sau de la o oră la alta, sau activități sau cealaltă extremă în care existau destul de puține activități pentru fixarea cunoștințelor pe care trebuie să le dobândească în parcurgerea cursului. Acum o să o las pe colega Ana să povestească despre dificultăți un pic mai defalcat și să vedem la care dintre programele de studii au fost cele mai multe probleme și ulterior să descoperim și de ce au întâmpinat studenții problemele respective. Da. O să continuăm cu disciplinele pentru care studenții au spus că au avut cele mai multe dificultăți și respectiv dificultățile care le-am prezentat anterior. Și cel mai frecvent studenții au menționat probleme vis-a-vis de disciplinele sau programele de studii din domeniul științei inginerești, aici fiind problemele ce țin de laboratoarele practice, unde au nevoie de echipamente speciale pentru derularea acestora. Desigur, aici au fost probleme, aici s-au semnat multe probleme, deoarece nu au reușit nici de cum să treacă în online aceste laboratoare, dar nici să găsească o soluție optimă pentru o simulare online acestor laboratoare. De asemenea, o problemă foarte similară ce ține de laboratoarele practice putem vedea și în domeniul de medicină și farmacie, în care de asemenea sunt importante aplicațiile practice. De asemenea, cât ține de aplicații practice și pe domeniul de științe exacte, mai ales pe domeniul de chimie, dar au fost semnalate și probleme pe partea de matematică și informatică, unde chiar și în cazul disciplinelor din domeniul de matematică s-au sesizat probleme cum că ar fi dificil să se prezinte suficient de clar anumite discipline care în mod normal presupunea o explicație detaliată la tablă sau prin tablete grafice. Mai departe, alte domenii în care s-au semnat probleme au fost științe economice. La științe economice, în mare parte, s-a pus accentul pe, la fel, pe aplicații practice, în care se lucra cu diverse softuri. În cazul practicii, desigur, au fost mari probleme acolo unde practica presupune contactul cu pacienții, în cazul medicinei și farmaciei, sau în cazul în care presupune, desigur, interacțiunea cu domeniul de studiu în viața reală. Alte probleme au fost semnate și la domeniile de studiu din limbi străine, filologie și teologie. Pe partea de limbi străine a fost problema că unii profesori nu au mutat în mod real procesul de predare online, respectiv studenții în mare parte primeau doar suportul de curs în format PDF sau suport audio, fără să se facă și o videoconferință sau prelegeri în care studenții să aibă posibilitatea să interacționeze direct cu profesorii pentru a solicita mai multe explicații și pentru a clarifica anumite aspecte. Chestii foarte similare au fost raportate și pe partea de psihologie și științe ale educației.
și pe partea de drept, științe politice și administrative. Pe partea de sport, desigur, cea mai mare parte a disciplinelor ține și disciplina de sport din mai multe programe de studiu și domeniul de educație fizică și sport. În ambele cazuri au fost raportate probleme că fiind având un aspect foarte practic, acestea au fost cu dificultate transportate online sau nu au fost deloc. Și alte domenii ține de domeniile vocaționale, arte, arhitectură, teatru și muzică, în care de asemenea este foarte importantă interacțiunea față în față cu cadrul didactic și științe agricole și medicină veterinară, unde la fel au fost menționate problemele cu laboratoarele practice și nu în ultimul rând, pregătirea examenului finalizare studii sau laboratorul de elaborare a lucrării de finalizare studii, pentru care mulți studenți au menționat că este dificil să se consulte împreună cu coordonatorul științific referitor la lucrarea de finalizare studiu în mediul online și foarte mulți au menționat că sunt anxioși față de acest examen de finalizare studii, întrucât condițiile sunt diferite, nu au avut aceleași posibilități de interacțiune cu cadrele didactice și există frica de a nu realiza o lucrare suficient de bună. Mai departe, am întrebat studenții cât de frecvent au utilizat diverse resurse online și după câte putem vedea, în cazul unor resurse online, cum ar fi Padlet, Bubble, Dotterming, Wordwall, acestea s-au folosit destul de rar. Mai mult a fost folosit resurse educaționale deschise și conținut digital. Aceeași chestie cu utilizarea mai puțin frecventă vedem și în cazul Kahoot, Blackboard, EasyClass, Edmodo și mult mai frecvent a fost folosit Google Classroom. De asemenea, destul de frecvent, nu foarte moderat sau o dată pe săptămână sau mai rar, a fost folosit Facebook Messenger și WhatsApp în cea mai mare parte pentru comunicare. Cisco WebEx destul de rar, din câte putem vedea, iar în cazul Google Meet, Microsoft Teams și în cazul emailului personal au fost utilizate destul de frecvent. Foarte mulți s-au utilizat chiar în fiecare zi, mai ales în cazul Microsoft Teams, adică aproximativ o pătrime din participanții la studiu. În cazul următoarelor platforme, la fel Moodle a fost folosit destul de rar, Zoom mult mai frecvent, Skype destul de rar, aproape mare parte deloc și, din nou, foarte folosite au fost e-mailul instituțional primit de la universitate și platforma de e-learning a universității. Pentru a stabili care au fost alte resurse online preferate de studenți ca să le folosească pe lângă cele oferite de universitate, desigur i-am întrebat ce au folosit ei pentru studiul virtual. Și foarte mulți au menționat că au folosit platforma YouTube, în special canalele cu conținut educațional pentru a se informa mai bine de pe aceste canale. Un alt soft utilizat este Discord, o aplicație care permite un fel de apeluri cu mai multe persoane, foarte similar cu Zoom, dar de anumite puncte de vedere mult mai ușor de utilizat, după care avem Wikipedia, Google Drive, Google Hangouts, campusurile virtuale, Slack, Scribd și așa mai departe. De asemenea, am întrebat studenții și care au fost disciplinele la care interacțiunea în timpul activităților didactice nu a fost mutată deloc online. Și cele mai multe mențiuni pe această parte au fost pe domeniul de științe inginerești, medicină și farmacie, limbi străine, filologie și teologie, științe exacte și altele. Dar
Este important de menționat că asemenea probleme au existat în foarte multe cazuri, după câte putem vedea, în foarte multe domenii fundamentale. Chiar dacă domeniul fundamental nu reprezintă neapărat foarte mult activități didactice în laboratoare practice, care sunt în mare parte teoretice și pot fi ușor mutate în mediul online. Referitor la cele mai frecvent întâmpinate probleme, în cea mai mare parte, studenții au menționat că au avut probleme cu atitudinea sau abilitățile cadrelor didactice. În unele cazuri, foarte mulți studenți au spus că, deși nu a fost foarte mult îmbunătățită predarea online, a crescut foarte mult volumul de sarcini, sau în unele cazuri în care nu a fost mutat deloc predarea la nivel online, adică prin videoconferințe. Profesorii trimiteau mai multe resurse online, dar în același timp solicitau și mai mult lucru individual pentru a asimila același volum de informație. Alte probleme au fost cu platformele existente, după cum am menționat și anterior. Diferiți profesori foloseau diferite platforme, ceea ce era complicat pentru studenți să urmărească toate acele platforme, să urmărească notificările cu temele pe care au să le transmită sau să le încarce, și au fost cazuri în care studenții, nefiind conectați constant cu număr de 5 sau 6 platforme, nu reușeau să ia în considerare acele deadline-uri sau nu reușeau să-și gestioneze toată acea informație. Și astfel au apărut probleme și cu temele, și cu participarea la cursuri, și cu comunicarea dintre cadre didactice și studenți. Și nu în ultimul rând, o altă problemă a fost faptul că nu s-a solicitat opinia studenților, ceea ce este foarte important, întrucât, având în vedere că am adaptat atât de rapid predarea în mediul online, desigur, sunt probleme și este foarte important să le observăm și să încercăm să le rezolvăm, dar din păcate mulți studenți au spus că acest lucru nu s-a întâmplat, nu au solicitat feedback de la studenți în scopul de a îmbunătăți predarea online. Referitor la disponibilitatea secretariatelor online, cea mai mare parte au menționat că nu cunosc dacă pot să apelezi la secretariatul online, 26% au spus că da, este disponibil online, iar în 5 cazuri observăm că nu au avut studenții posibilitatea de a apela la serviciile secretariatului. Pe partea de dimensiune socială, desigur am întrebat studenții dacă au existat cazuri în care nu le-a fost virată bursa în integralitate pe luna martie. Din nou, cea mai mare parte am răspuns că nu cunosc dacă au existat probleme pe această parte. 28% au răspuns că le-a fost virată în integral și avem totuși 6% dintre cazuri în care bursa pentru luna martie nu a fost virată integral. De asemenea, am abordat și tema cu căminile universitare. Din câte știm, foarte multe cămini universitare au fost închise în această perioadă, studenților li s-a solicitat să părăsească căminele sau, în cea mai mare parte, studenții au plecat în urma mutării activității didactice online, pentru că nu era necesitatea să mai rămână în centrul universitar în care studiază. Astfel, în prima parte am întrebat studenții câți dintre ei sunt cazați în cămine universitare, respectiv 32% au răspuns că sunt cazați în cămine universitare. Din acest 32%, doar 3,1%, adică 3,1% din toți respondenții, au rămas în cămine universitare și după perioada stării de urgență. În continuare, 6,7% dintre respondenții care au completat chestionarul au menționat că au plătit în continuare regia pentru cămin și 25,8% au menționat că nu au fost solicitați să plătească în continuare regia pentru cămin. ANEOSR a avut o poziție pe această parte și am solicitat universităților să
elimine plata pentru cămine în perioada în care studenții nu o să stea în cămine în condițiile în care au eliberat căminele. Și din câte putem vedea, în 6,7% din cazuri, totuși studenții au fost nevoiți să plătească regia de cămin, deși doar 3,1% au rămas în continuare cazați în cămine. Și de asemenea am întrebat câți dintre ei a fost nevoit să elibereze căminul în această perioadă, fie a fost nevoit de către universitate, fie de alte circumstanțe. Și 10,7% au menționat că au fost nevoiți să elibereze căminul, iar 20% au menționat că nu. De asemenea, referitor la desfășurarea procesului de eliberare a camerelor, am întrebat studenții cum a avut loc acest proces și din câte putem vedea, în cea mai mare parte nu au existat probleme. Totuși, în jumătate dintre cazuri putem observa anumite probleme și anume că nu s-a anunțat din timp faptul că trebuie să elibereze camera, respectiv în 35% dintre cazuri. În 30% dintre cazuri, studenții au avut prea puțin timp la dispoziție pentru eliberarea camerelor, ceea ce din nou este o problemă, mai ales pentru organizare și deplasare în condițiile actuale, respectiv condițiile din stare de urgență. Și 6% au menționat că procedura de decazare a fost una anevoioasă și au întâmpinat diverse dificultăți. Și o să îl rog pe Petrișor să continue mai departe. Da, mulțumesc, Ana. Ne apropiem de final. Aici a fost un lucru un pic care pe noi ne-a tristat, pentru că la începutul lunii mai, sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai, 33% dintre respondenții pe care i-am chestionat au spus că universitatea sau facultatea care își desfășoară activitatea didactică nu le-au consultat, nu le-au cerut o părere despre cum s-a desfășurat procesul didactic în perioada respectivă, în acea lună. Era deja mai bine de o lună și jumătate de când se desfășurau activități didactice în Universitatea din România, doar că nimeni nu întreba studenții de care ar fi părerea lor despre aceste cursuri online și cum ar putea fi îmbunătățite pentru a nu se crea lipsuri educaționale, lipsuri de cunoștințe educaționale pentru studenți. Și cei care, avem și un procent de 30% care au spus că da, au fost chestionați și au și răspuns la întrebările primite, iar avem un procent de 7% care au zis că nu au răspuns și printre cazurile, le pot numi izolate, pe care le-am întâlnit, au fost că nu erau lucruri stabilite, pentru că fie primeau pe un e-mail un chestionar, fie erau sunați de un reprezentant, un angajat al universității sau în adresa secretarului facultății să-l întrebe. Adică nu exista o metodă uniformizată de a colecta feedback-ul în câteva universități. Și i-am întrebat pe colegi cum ar vedea ei și ce sugestii de îmbunătățire ar fi și ce am învățat din această perioadă ar fi de la îmbunătățirea interacțiunii cadrelor didactice cu studenții, o pregătire profesională suplimentară a cadrelor didactice în vederea desfășurării activităților de predare online. Știm foarte bine că multe cadre didactice nu au fost pregătite și nu au participat la diferite cursuri de formare continuă la cum să utilizeze noi metode interactive de transfer al cunoștințelor către studenți. Utilizarea la nivelul facultății a unei singure platforme, așa cum a menționat și colega mea, Ana, am observat că multe universități au ales să lase la îndemâna cadrului didactic individual să aleagă platforma pe care alege să interacționeze cu studenții. Au fost foarte multe cazuri în care
aveau 5-6 platforme la aceeași facultate cu cadre didactice diferite, ceea ce nu a ajutat deloc acest fapt că nu exista o uniformizare. O planificare structurată a activităților didactice și a sarcinilor de lucru, în special al conținutului pe care acestea ar trebui să îl au, asigurarea studenților cu echipamente și diferite licențe pentru softurile necesare pentru studiul online, totodată cu diferite device-uri celor care nu au. Aici noi am făcut un demers, fac o scurtă paranteză, Ministerul Educației l-a și acceptat, anume acela că studenții care nu posedă un device sau nu au o conexiune la internet bună, se pot duce în cea mai apropiată unitate școlară, adică în cel mai apropiat liceu, în cea mai apropiată școală de domiciliul lor, își poate susține lucrarea de finalizare a studiilor acolo, să nu fie nevoit să aibă o deplasare inutilă de la localitatea de domiciliu până în centrul universitar unde studiază. Realizarea, ce au mai sugerat colegii studenți, ar fi realizarea de evaluări sau verificări periodice cu scopul de a ajusta în timp util asimilarea informației. Sunt și aici diferite platforme care pot face acest lucru. Primul exemplu care îmi vine în minte este Mentimeter, care permite o analizare scurtă a noilor cunoștințe dobândite de studenți, asigurarea de materiale suplimentare și chiar tutoriale video sau PPT-uri voice-over. N-ar trebui să uităm de colegii cu diferite dizabilități. Aici mă refer la colegii cu dizabilități de vedere și aceste materiale video sau aceste voice-over-uri ar trebui să fie adresate în special lor și făcute pentru ei, ca și ei să aibă parte de o educație normală ca toți ceilalți. Și un ultim aspect pe care aș vrea să-l menționez de la ce l-am colectat de la colegi ar fi micșorarea numărului de sarcini de lucru și includerea mai multor aspecte practice sau aplicate. La încheiere, aș vrea să spun că o să prezentăm o analiză mai clară a tuturor rezultatelor și o interpretare mai vastă a ceea ce am descoperit prin chestionarea studenților la o lună și jumătate după desfășurarea activității de predare învățare în online. Și noi avem gătite pentru mai mulți actori și decidenți, dar și membrii în comunitățile universitare, câteva întrebări de reflexie la care poate nu e neapărat necesar să răspundem acum, dar să ne gândim. Ce se va întâmpla de la toamnă cu unitățile de cazare ale universităților? Sunt foarte multe cămine în țară, ale universităților din țară, în care sunt cazați 4-5 studenți într-o cameră. Ei mai pot fi cazați din toamnă fără un risc epidemiologic ridicat. Ce facem cu căminele care au serviciile sanitare la comun, băile la comun? Un alt aspect care se discută din ce în ce mai mult în spațiu public european, dar de curând și în spațiul național, dacă poate fi integrat în sistemul de învățământ superior românesc învățământul hibrid. Nu mai fie nevoit studentul să participe 100% la activitatea de predare-învățare să fie 100% tradițională față în față, și poate să primească un material online, să-l studieze acasă cu mai multe lucruri și când ajunge la universitate să dezbată cu colegii, cu cadrele didactice ce au învățat și să facem un pas, acest învățământ hibrid poate fi chiar un pas înainte către
un deziderat al profesorului Bologna, o linie de acțiune al profesorului Bologna și acela învățământul central pe student, prin care să creăm studenți autonomi și să fie responsabil de procesul pe care, procesul educațional pe care îl urmează. Și un alt aspect destul de important, cum vor avea absolvenții de studii superioare acces la locuri de muncă de calitate după pandemie. Cum putem face ca... Aici sunt mai multe probleme. În primul rând, facem cu... Inclusiv Comisia Europeană a prezentat un raport la începutul acestei săptămâni. Într-adevăr, e doar pe 8 sau 9 țări din Uniunea Europeană, dar prezentau niște date destul de îngrijorătoare. Ce facem cu absolvenții de studii superioare care sunt angajați, care au locuri de muncă ce nu necesită studii superioare? Sau ce facem cu aceștia care sunt angajați pe un loc de muncă care presupune competențe diferite decât cele pe care le-a dobândit în timpul facultății? Cum putem sprijini studenții din mediile defavorizate sau cei care, spre exemplu, nu au în familie părinți cu studii superioare să fie inserați mai ușor în piața muncii și, totodată, să fie satisfăcuți absolvenții de studii superioare de locuri de muncă? Acestea au fost lucrurile pe care am vrut să le transmitem. Vom reveni după ce vom termina și noi cu sesiunea, că suntem și noi studenți ca ceilalți, cu o analiză și cu un raport exhaustiv al rezultatelor și cu mai multe recomandări pentru decidenți, dar și pentru universități, astfel încât să avem un învățământ superior echilibrat. Totodată, adică pe de o parte calitativ, dar de altă parte să fie în egală măsură și echitabil, să aibă cât mai mulți studenți, indiferent de mediul în care, de mediurile din care provin, acces la învățământul superior. Văd că s-au strâns câteva întrebări la QA, la Q&A. Mulțumim pentru oportunitate și așteptăm să răspundem. La două am apucat eu să răspund în timp ce colega Ana a prezentat. Mulțumesc foarte mult, Ana și Petrișor, a fost mai mult decât interesant, inclusiv pentru mine, care recunosc că am mai discutat cu voi și știam parțial o parte din răspunsurile la acest chestionar național, au fost chiar surprinzătoare multe dintre ele și cred că o să răspundem poate și o să comentăm și câteva dintre întrebările care sunt puse în Q&A și cele care sunt, să zicem, retorice cumva puse de tine, dar aș vrea puțin să insist asupra unuia dintre aspectele pe care tu le-ai prezentat, sau mă rog, Ana le-a prezentat în timpul întâlnirii, că au existat cam 22% dintre studenți care au accesat resurse educaționale deschise, așa numitele resurse care sunt, să zicem, disponibile tuturor și continuu, iar 16% le-au accesat în fiecare zi, ceea ce este un număr destul de mare, dacă ar fi să luăm în considerare, inclusiv o statistică europeană privind alocarea și utilizarea de resurse educaționale deschise. Și aici am o întrebare, poate știți să-mi răspundeți, o curiozitate, poate mai mult a mea. De ce credeți că s-a întâmplat acest lucru? Poate în urma unor căutări simple online au găsit aceste resurse educaționale deschise? Sau a existat un training specializat? Sau le-au fost indicate studenților aceste materiale? Ce știți voi? Poate să răspund oricare. Da, o să răspund eu. Motivele sunt diverse și am văzut că diferă de la programe de studii la programe de studii. Spre exemplu, în zona tehnică am observat că studenții s-au dus oarecum din propria inițiativă către diferite, să aleagă diferite alternative de învățare, dar au fost și cazuri în care nu le erau puse la dispoziție suficiente materiale de învățare și au ales să culeagă din altă parte informația pentru ei. Aveți microfonul, Pete. Da, scuze-mă. Acesta poate să fie într-adevăr unul dintre motive, că ei au fost, să zicem, poate puțin mai
mai apropiați cei din zona tehnică de anumite materiale sau asemenea. V-ați pregătit, fiindcă ați avut și o asemenea întrebare în ghid, ați pregătit un poll pe care am să-l lansez acum și pe care am să ați întrebat, să zicem, și voi în chestionar și noi o să întrebăm pe cei care participă aici, ce tipuri de platforme au folosit și cum au folosit platformele educaționale în această perioadă. Pentru că așa cum a rezultat și din polul vostru, dar și din cadrul webinarilor împreună online pe care noi le-am desfășurat aici, au fost multe universități care nu au avut o singură platformă sau o platformă integrată și nu au avut sprijin, suport, training acordat atât cadrelor didactice cât și studenților. Și asta a fost una dintre cele mai mari probleme pe care știu eu că le-au întâmpinat studenții în această perioadă, că a fost foarte dificil să poată să urmărească constant și continuu în ce platformă au de predat activități, unde se desfășoară activitatea și să fie notificați în aceasta. Deci întrebarea pe care o avem acum este, și o să-i rog pe și pe participanți să răspundă, cât mai mulți, doar foarte puțini au răspuns până acum. Este publică în Zoom, din păcate în YouTube nu este vizibilă, de aceea am să citesc întrebarea. În această perioadă, pentru procesul de educație, ați utilizat pentru acces la cursuri și materiale educaționale o singură platformă a universității, o singură platformă a universității și un mediu de videoconferință. Universitatea nu a avut o singură platformă, mai multe platforme ale universității, mai multe platforme ale universității și medii de videoconferință, alte tipuri de unelte, platforme externe universității, platforme externe universității, diferite aproape pentru fiecare curs. Da? Deci puteți să răspundeți la această întrebare și am să vă rog să răspundeți cât mai mulți dintre cei care sunteți participanți. Poate că un pic se vede diferit, este o singură platformă a universității și mediu de videoconferință și, din nou, mai multe platforme ale universității și medii de videoconferință. Din păcate, răspunsul era foarte lung și nu este tot în întregime vizibil în poll. Am să închid acum pollul ca să vedem câtă lume a răspuns la ea. Și vom și face vizibile aceste răspunsuri. Deci, o singură platformă a universității și mediu de videoconferință este cel mai des folosit, 61%. După aceea, urmat de o singură platformă a universității și mai multe platforme și medii de videoconferință, doar 10%, deci ceea ce reprezintă un răspuns pozitiv, mult mai pozitiv decât ați avut voi în cadrul chestionarului pe care l-ați lucrat. Într-adevăr, poate și pentru că, așa cum vedem aici, în acest webinar, sunt participanți care au mai participat la alte webinari împreună online, vin mulți și din Timișoara, unde a existat clar câte o platformă unică și un mediu mult mai integrat de educație și sprijinit și de tutoriale și de suport acordat cadrelor didactice și studenților. Dacă vreți să comentați cumva acest răspuns sau ce știți voi că a fost problema studenților legat de acest acces, de fapt, la educație. Asta, primul lucru, nu poți să faci educație dacă nu oferi acces la el. Și accesul trebuie să fie și de calitate, dar și cumva integrat. Da? Ana sau Petrișor? Ana, hai să vedem. Ana, încă ai microfonul oprit. Poți să... Da, cred că am pierdut întrebarea, că mă uitam peste întrebările de la Q&A și nu întrebam, cred că am auzit complet întrebarea. Întrebam dacă ți se pare că într-adevăr asta a fost cea mai mare problemă, accesul la educație în această perioadă într-un mediu online, care poate să fi fost și datorată platformei universității, dar poate și lipsei de echipament sau poate chiar lipsei de timp. Eu am sesizat, de exemplu, țin ore doar la anii terminali și la master, că foarte mulți dintre studenții mei, fiindcă lucrează, au avut chiar și o lipsă acută de timp. Poate chiar ei mi s-au plâns că o lipsă mai mare de timp decât înainte de pandemie,
Și am avut ore care s-au terminat după 10 seara, deci încât să poată să participe. Au început la 6, cu lucrări, cu laborator, cu foarte multe întrebări, deci a fost dificil și pentru mine și pentru ei, într-un fel. Deci, care credeți voi că a fost cea mai mare problemă a studenților în această perioadă pentru a accesa educația, de fapt? Da, într-adevăr, o problemă poate fi și accesul la resurse, la dispozitive, accesul la aplicații, în cazul în care nu aveau device-uri suficient de performante, dar, într-o oarecare măsură, o problemă, accesul la educație nu înseamnă doar problemele de ordin material, uneori accesul la educație înseamnă și problemele de alt ordin, mai ales în această perioadă, având în vedere că toți am fost stresați, toți am fost puși în situația de a ne izola acasă și izolarea în sine, rutina de a sta acasă, este foarte, adunează foarte negativ starea de bine a persoanei, motivația, îi reprezintă o experiență foarte stresantă, pentru că suntem limitați de a ne întâlni cu prietenii, limitați de a ne întâlni cu rudele mai îndepărtate sau cu rudele mai în vârstă. Și cred că în această perioadă a fost o oarecare barieră, a fost și starea psihologică, pentru că a contat foarte mult starea, mai ales acum, starea psihologică a fost foarte mult afectată și, desigur, toți avem nevoie, am avut nevoie o perioadă să ne adaptăm, să ne obișnuim cu tot ce se întâmplă și să încercăm să gestionăm toate aceste emoții. Și cred că aici am avut o situație în care, din motivul că am fost puși să trecem într-un timp foarte scurt la mediul online, desigur, nu peste tot a reușit să se facă la un nivel suficient de bun. Este un lucru să ai trecerea la mediul online treptat, planificat, cu o pregătire în prealabil și atunci când se întâmplă brusc și ne aflăm cu toții în mijlocul unei crize de pandemie. Și au contat, cred că, foarte mult și factorii individuali, factorii din propriul nostru anturaj. Da, mă bucur chiar că ai deschis acest subiect legat de sprijinul, să zicem, emoțional sau de suportul moral care a fost acordat. Cred că de multe ori, chiar și multe cadre didactice, eu de multe ori știu sigur că am stat atât de multe ore online uneori cu studenții mei în întâlnirea săptămânală pe care am avut-o, pentru că le-am răspuns la foarte multe întrebări. Recunosc că studenții, fiind și din an terminal, mulți dintre ei, au avut întrebări și legate de cum să-și elaboreze lucrarea de licență sau de disertație, în cazul meu particular, să zicem, cu studenții cu care eu am interacționat direct ca și cadru didactic. Dar ce știți voi că s-a făcut în această perioadă pentru a oferi sprijin emoțional studenților și pentru a-i putea integra? La nivel european se vorbește că cea mai mare problemă a accesului la educație nu a fost bariera tehnică, deci, mă rog, tehnologică, deci accesul la echipamente sau la internet, ci o barieră, de fapt, mai mult psihologică, de a putea urmări și de a-și putea găsi automotivarea de a învăța singuri online într-o perioadă atât de lungă și atât de intensă, cu foarte multe schimbări în viața tuturor. Da, în România avem un subiect pe care nu l-am tratat niciodată cum ar trebui, și anume sănătatea mentală a studenților. La nivel european au existat multe rapoarte, multe recomandări pe care statele membre ale UE trebuia să le implementeze. Un lucru pe care l-am văzut în universități a fost faptul că în centrele de consiliere sau prin psihologie angajați în cadrul universităților comprehensive care aveau facultăți de științele educației sau facultăți de psihologie și aveau psihologi, încercau să organizeze întâlniri periodice sau diferite webinarii strict pentru acest lucru, de a-i ajuta pe studenți să treacă peste faptul că nu se mai văd cu colegii lor, că nu mai interacționează cu cadrul didactic pe care îl au și partea de conținut este altfel. Da, trebuie să lucrăm mai mult la astfel de procese de integrare psihologică a studenților și să nu mai tratăm ca subiect tabu sănătatea mentală a tinerilor și în special a studenților, și cred că universitățile, fiind până la urmă o dovadă a modernității și membre ale societății, pot ajuta propriii studenți
să evolueze și din acest punct de vedere și să nu ajungem poate chiar în situații de abandon universitar. Și așa ne confruntăm cu cifre destul de importante și mari în ceea ce înseamnă abandonul universitar în România. Ar trebui să găsim mecanisme și pe această parte psihologică. Da, sunt importante și mecanismele financiare și de stimul și sprijin financiar, dar cred că trebuie lucrat concomitent și la partea psihologică și la partea financiară. Da, așa este și chiar m-aș bucura că acest lucru se întâmple, de exemplu, Politehnica din Timișoara, prin intermediul campusului virtual în cursul care au fost înrolați toți studenții din Politehnică, un curs pentru sprijinul lor, pentru suportul lor, a fost consiliere psihologică constantă, au fost inclusiv exerciții de relaxare și de motivare, au fost exerciții și de sport, printre altele, care le puteai face acasă. Am încercat să oferim sprijin și acces la unelte care să-i ajute pe studenți să învețe sau să-și realizeze materialele educaționale care le-au avut proiectele și care să permită accesul cât mai liber la acest lucru. Sunt foarte multe întrebări puse destul de diferite, să zicem, în Q&A, la unele ați și răspuns deja, dar aș vrea poate să ne întoarcem cumva și să vedem dacă credeți că este o diferență față de ce a fost în atitudinea studenților și în educația online la începutul pandemiei și ceea ce este acum, să zicem. Petrișor? Da, în prima parte a pandemiei nu ar trebui să uităm și e musai să luăm în calcul faptul că în stare de urgență erau închise și alte lucruri. Și aici mă refer la centre comerciale, la diferite cafenele. Studenții, tinerii, nu au accesat la serviciile pe care acestea le oferă și au fost mai aproape în acea perioadă de universitate prin mediul online. După ce s-a trecut la starea de alertă și au existat câteva modificări și câteva schimbări, am observat că studenții fie se acomodaseră și participau și erau activi în interacțiune și la orele efectiv, fie nu au mai participat și poate acest lucru că schimbarea de la starea de urgență la starea de alertă a contribuit într-un mod negativ în contextul în care timp de 2 luni nu au putut să-și viziteze familia, mulți dintre ei că au rămas, chiar dacă procentele ar fi de aproximativ 4%, sunt câteva mii de studenți care au rămas în centrele universitare și n-au putut să plece, sau au mai fost probleme cu colegii care au fost plecați cu o bursă Erasmus. Inclusiv noi am încercat să-i sprijinim cu ajutorul Ministerului Afacerilor Europene din țară să vină înapoi în țară. Deci, diferențele au existat, dar nu cred că au fost chiar atât de mari. Nu cred că au existat mulți studenți care au renunțat să participe la ore și cred că au accesat în continuare resurse de învățare online. Da, de fapt, aceasta este și una dintre întrebări de aici, dacă va crește abandonul școlar în această perioadă. Poate noi vorbim aici de studenți, nu știu dacă ce bănuiți voi că va fi. Și cu această ocazie am să lansez și următorul poll pe care se întreabă exact acest lucru în zona de suport a studenților. Ce credeți? Va exista o creștere abandonului în mediul universitar? Eu cred că, din păcate, da. Și aici mă refer și n-ar trebui să uităm faptul că multe familii au fost afectate. Părinți și-au pierdut joburi, poate nu-și mai... Studenți care și-au pierdut joburi și nu mai pot locui în centrul universitar unde studiază. Și aici ar trebui să intervină pe de-o parte universitatea și pe de cealaltă parte ministerul, guvernul prin Ministerul Educației, în care să-i depisteze pe acești studenți aceste cazuri în care familiile lor au fost afectate.
în special financiar, și să-i ajute astfel încât să nu contribuie la abandonul universitar. Nu trebuie să uităm că sunt diferite motive și poate dintre cele mai întâlnite a fost și o alegere întâlnită, mă refer la mai întâlnit motiv de abandonul universitar, este faptul că mulți își aleg greșit universitatea. Poate și-au dat seama acum, având stând sau acasă. Sau domeniul, dacă nu sau chiar domeniul, mai exact, da, da. Facultatea, programul pe care l-au urmat. Poate au stat acasă și au avut timp să își acorde o importanță mai mare pentru, nu știu, un hobby, o pasiune, și o pot transforma într-un nou ciclu de studii. Cred că va trebui să fim atenți, să nu pierdem tinerii din sistemul de învățământ superior românesc, pentru că o societate educată este o societate mai prosperă. Da, într-adevăr, a fost acum o altă întrebare din poll despre cum a fost oferit de către cadrul didactic sau dacă sunt studenți, că sunt și destul de mulți studenți care s-au înregistrat la acest webinar, nu știm dacă și participă în acest moment, cum au primit studenții suport în această perioadă prin platforma instituțională, prin e-mail, prin videoconferință, prin telefon, eventual prin întâlniri față în față, mai ales în ultima perioadă, sau prin transmiterea de informații și mesaje constant. Am să închei acum acest poll și ne vom uita la rezultatele lor. Cel mai mult este prin platforma instituțională de educație a universității, ceea ce reprezintă clar foarte mult din această infrastructură pe care o avem în acest moment la dispoziție cele mai multe dintre universitățile din România, dar la fel de mult și prin videoconferință. Deci, așa cum v-am spus, am făcut și eu în cadrul cursului la sfârșit și la început aveam cel puțin 15 minute, dacă nu mai mult, în care discutam cu studenții. Era singurul moment în care studenții își porneau camerele video, de exemplu, și arătau unde sunt, fiindcă rest predam de cele mai multe ori sau arătam unelte, fiindcă eu arăt foarte multe unelte și arăt cum se face anumite lucruri în web sau în diferite alte web 2.0, am avut disciplinele din semestrul al doilea, le arătam și eram doar eu cu video, de studenții doar ascultau și, mă rog, interacționau, că au de făcut foarte multe lucruri și când trebuiau să le facă, mi le arătau, fiindcă avem o zonă de lucru în care lucrăm în campusul virtual și le vedeam acolo. Dar de pornit camera video nu porneam, deci vedeam clar că lucrează în campusul virtual, dar nu vedeam că ei sunt, să zicem, dar le porneau automat când începeam să discutăm în privat, după ce s-a terminat orele, despre ce s-a întâmplat în viața lor în această perioadă. Și, bineînțeles, ceea ce mă bucură, rezultatul de la poll arată că sunt foarte mulți care au transmis informații și mesaje constant studenților, ceea ce este cel mai important lucru, poate, pe care s-a putut întâmpla în această perioadă. Fiindcă tot vorbeam așa de studenți și de trecere și ai pus și tu această întrebare cu învățământul hibrid, este și o întrebare aici ce este învățământul hibrid. În engleză îi se zice blended learning, în românește există mai multe traduceri de la învățământ mixt la învățământ hibrid, inclusiv la blended learning. Eu, de exemplu, personal și la Centrul de e-learning și în publicațiile pe care le-am scos în limba română am rămas cu blended learning. Și am pus în paranteză învățământ mix, fiindcă învățământ hibrid, mi se pare că hibrid este ceva ce crește natural, sau să zicem într-o descriere ceva mai științifică, dar este exact același lucru și poate că este unul dintre scenariile cele mai des întâlnite pentru multă lume de acum încolo și pe care noi cumva în Politehnică l-am abordat, mai ales la studenții de la master și studenții de la electronică și de la calculator l-au avut și la licență. Ce credeți voi? Ați pus această întrebare. Credeți că se va întâmpla? Știți să existe politici, pregătiri la nivel național care să permită acest lucru? Discuții au mai existat și au mai fost ridicate problema acestui blended learning. Am văzut că în literatura de specialitate din științele educației în România se folosește învățământ hibrid și de aici am rămas cu această traducere. Au fost, doar că sunt multe lucruri pe care ar trebui să le avem în vedere. Ce se va întâmpla, spre exemplu, cu sistemul de finanțare, pentru că în momentul de față suntem finanțați pentru învățământul cu frecvență, ceea ce înseamnă participare
fizică în momentul de față principiile pe care le avem în legislația națională, cum putem modifica fără să fie afectat partea financiară a universității? Ulterior, ar trebui să creiem studenți autonomi, adică studenții să își asume responsabilitatea pentru propria lor învățare și lucrul ăsta necesită, de o parte, studenți care să aibă o mentalitate proactivă și independentă în abordarea învățărilor și, pe de altă parte, universitățile să ofere un cadru care să faciliteze acest lucru, adică să le ofere un sprijin activ pentru studenții care nu sunt obișnuiți cu o învățare autonomă. Asta înseamnă să stai, să primești un suport de curs acasă, să-l aprofundezi acasă și ulterior, când ajungi în anfiteatru sau în sala de seminar, să existe o dezbatere între colegi, între cadre didactice și studenți despre ce au învățat și să plece cu noi teme de cercetare, de cunoaștere acasă sau să înțeleagă neclaritățile pe care nu și le-au putut acoperi singuri din materialul online pe care l-au primit. Și la fel, ce vom face cu studenții care, din punct de vedere al device-urilor, n-ar putea să acceseze. Ei ar trebui să sprijine. Trebuie să lucrăm și, da, trebuie lucrat la, în primul rând, și la mentalitate și la studenți pe de-o parte, dar și la cadre didactice, astfel încât să putem să evoluăm și să implementăm. Pentru că foarte multe universități de top, în special, au de an bun acest blended learning, învățământ hibrid în interiorul lor și îl aplică și se pare că dă rezultate bune. Am o întrebare pentru Ana, fiindcă tu vii de la Politehnica din Timișoara, acum ești în București, dar Ana vine din Sibiu. Se zice de multe ori și sunt și întrebări aici, că dacă poate să fie o egalitate între universități, între universitățile mari, mamut, și universitățile mai mici din orașele, poate chiar mai mici, care, să știți că din experiența mea, să zicem, poate anglosaxonă și americană, chiar finlandeză, nu este chiar așa că universitățile din orașele mai mici au mai puțină importanță sau nu au acces la aceleași resurse. Care a fost percepția ta din punctul de vedere al învățării online al Universității din Sibiu? Lucian Blaga din Sibiu. Ar fi complicat să mai spun, întrucât acest semestru nu am avut activități de predare, respectiv doar de pregătire, lucrare, finalizare studii și nu aș putea să spun, nu am participat efectiv la activitățile didactice online la Universitatea din Sibiu. Dar aș vrea să menționez că această situație de mutare online a predării cred că a mărit oarecum divergențele de posibilități financiare și de pregătire a cadrelor didactice dintre universități, pentru că unele universități poate au avut posibilități de a procura licențe, de a procura softuri și alte instrumente online și de a lucra cu specialiști, iar alte universități care au avut poate mai puține resurse financiare nu au avut această posibilitate și cred că pe acest plan clar s-a simțit divergențele existente. Și cred că aș putea spune, acum nu știu exact în cifre, dar consider că oarecum divergențele existente până în martie, până la suspendarea curselor online, cumva au crescut alocuri și mai mult în mediul online. Într-adevăr, așa este. Poate că într-adevăr acest digital divide de care vorbim și care a existat poate și între studenții din mediul rural, o altă întrebare, care s-au întors acasă la ei. Eu am avut o studentă care s-a întors într-un sat de la marginea Dunării, ca să zicem așa, și care își pregătea de acolo lucrarea de master și nu i-a fost deloc ușor și a trebuit să-i oferim sprijin și să o ajutăm noi din laborator cu anumite experimente și cu un acces la anumite informații și date. Acest digital divide care a fost poate evident și la nivelul studenților este evident poate și între universități. Ce crezi că se poate face, Petrișor, Ana, în acest sens? Credeți că e o nevoie de politică națională sau că
Ar trebui să existe o uniformizare a resurselor sau nu? Sau, și ce credeți că pot să facă studenții pentru asta? Întrebare grea, știu, nici eu n-am răspuns la ea. Microfonul! Da. Lucrurile sunt complicate din punctul ăsta de vedere, pentru că și noi am avut inclusiv în structura federației două sau trei colege care atunci când au părăsit centrul universitar în care studiau și s-au întors acasă, erau din mediul rural, la ele nu exista fibra optică sau internet și nici semnal de date nu aveau pentru a putea comunica în permanență nici cu noi, nici la universitate. Ce politici ar trebui implementate? Da, lucrurile ar trebui, în special, o investiție în mediul rural. Să nu uităm că avem, și acum fac referire la preuniversitar, mai mult de jumătate dintre elevii români sunt din mediul rural și acești elevi, mare parte, ajung și în învățământul superior. Cred că ar trebui să pornim de acolo. Politicile ar trebui să fie de a dezvolta mediul rural și de a ajunge la un nivel cât mai apropiat de mediul urban și totodată mediul urban să nu stagneze. Vedem ce discuții, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să existe într-o societate educată cu ce se întâmplă acum cu acest 5G și deci dacă este dăunător sau nu. Adică lucrurile astea, tehnologia evoluează și dacă noi batem pasul pe loc, vom rămâne în urmă și nu știu dacă putem să ajungem din urmă pe ceilalți. Tocmai de aceea avem niște avantaje cu viteza la internet în anumite orașe, cu lucrurile genul acesta. Trebuie să avem politici clare, sustenabile, o viziune de cum putem dezvolta societatea românească și, desigur, studenții au o contribuție destul de importantă, pentru că pot deveni viitorii cercetători în diferite domenii, fie sociologi sau domenii tehnice care să dezvolte noi tehnologii pentru predare sau forme de un conținut mai atractiv și îmi vine în minte acea platformă Coursera care oferă diferite facilități de a învăța noi lucruri gratuit. Poate și universitățile să ajungă la astfel de platforme pe viitor. Da, Politehnica din Timișoara propune de 5 ani de zile o platformă care se numește Unicampus de cursuri gratuite. Există la ora actuală cursuri acolo doar dezvoltate de Politehnica din Timișoara. Nu ascund și o spun public, în ciuda tuturor demersurilor care le-am făcut, inclusiv la minister și la universitățile cu care suntem partenere, și Narut, și universitățile din Timișoara, niciuna nu s-a înghesuit să o facă din mai multe motive. În primul rând că este destul de costisitor, necesită personal bine pregătit ca să poți să dezvolți cursuri online de bună calitate care să fie publice. Poate după această experiență vor prinde curajul mai mulți și o vor face. Platforma există, funcționează, acum o folosim pentru cursuri de competențe digitale pentru publicul larg, deci nu neapărat pentru studenți. Ea n-a fost gândită să fie neapărat pentru studenți, ci mai mult pentru ceea ce eu numesc Open Lifelong Learning Student, un student care învață continuu, pe întreaga durata vieții, într-un mod digital, autonom și care știe să înțeleagă ce poate să învețe și cum să aleagă. Vă mulțumesc foarte mult tuturor și pentru final, întotdeauna, să zicem, când eu moderez aceste sesiuni, am două întrebări sau două puncte de vedere. Una este un punct de vedere personal. Cum a fost pentru voi această perioadă? Cum ați reușit să vă desfășurați activitatea? Și mai ales și personal, cu familia, cu prietenii. Hai să începem cu Ana. Da. Pentru mine a fost o perioadă destul de grea la inițial, destul de dificilă, pentru că am trecut mai greu prin tot stresul care a venit cu percepția și ideea că
e un pericol să mai ieși afară și trebuie să fii mereu atent la cum te protejezi atunci când vrei să ieși afară și ai nevoie să ieși afară. Și da, a fost destul de dificil, anxietatea respectivă, stresul, a fost așa, într-o oarecare măsură am fost nevoiți să ne și adaptăm la această fază terapie și într-o oarecare măsură a trebuit să ne și gestionăm toate emoțiile și a fost puțin dificil, într-adevăr, să fac acest lucru. Deși cu timpul, cred că cei mai mulți ne-am obișnuit cu ideea că suntem pe timpul unei pandemii și cred că cu toate am trecut mai ușor peste aceasta după o perioadă de timp și de familiarizare și adaptare. În același timp, mi-a fost și dificil pentru că fiind originară de Republica Moldova și familia mea fiind de Republica Moldova la momentul actual, deci mai dificil pentru tine înseamnă. Da. Eu, rămânând în România de la începutul pandemiei până și acum, urmează să-mi susțin lucrarea de finalizare licență și fi nevoită să și rămân în România datorită restricțiilor, dar și faptului că am nevoie să îmi continui studiile. Da, a fost destul de complicat să stau atât de mult timp departe de familia mea într-o perioadă atât de dificilă și da, aștept acum să merg acasă cât mai curând, deși da, o să fiu nevoită să stau 2 săptămâni în carantină, cred că se merită, dar da, a fost o experiență dificilă și cred că pentru toți a fost o experiență dificilă și ar trebui să ne mulțumim, să ne felicităm unii pe alții pentru faptul că am reușit totuși să facem față a stresului prin care am trecut. Exact, să învățați, să vă faceți lucrarea de licență, de dizertație, într-un fel să vă maturizați și să creșteți așa într-un timp mult mai accelerat poate decât înainte. Petrișor! Eu mă pot numi norocos pentru că de când am devenit președinte a NUSR, da, a trebuit să mă mut în București și mă duceam foarte rar acasă, doar la sărbătorile tradiționale. Iar la începutul stării de urgență am luat decizia să mă duc acasă pentru că nu știam exact cât va dura și o zi sau două înainte de a fi prezent sau chiar în ziua în care a fost prezentat decretul prezidențial, am plecat spre casă și am petrecut-o acasă alături de părinți. Lucrurile au fost... N-am avut probleme din punct de vedere psihologic, nu m-au afectat atât de mult problemele, doar că eram conectat la nevoile colegilor din federație, la nevoile colegilor studenți și încercam să îi sprijin cât pot de la distanță pe fiecare dintre ei. Ulterior am avut și, nu știu, câteva dezamăgiri pe care le-am întâlnit pentru că propuneam lucruri către decidenți, către alte universități și nu se întâmplau și nu înțelegeam exact de ce, pentru că erau exemple pe care erau exemple de bună practică integrate de țări chiar din apropierea noastră și noi nu le făceam sau unele le-am făcut cam târziu. Aspecte pe care le-am observat ulterior și la alți colegi și n-am discutat în timpul prezentării raportului a fost cu metodele de evaluare a competențelor, a cunoștințelor în sesiune. Au fost cazuri dezamăgitoare din punctul meu de vedere. Inclusiv eu am fost pus în situația de a da examenul online pe hârtie. Adică a trebuit să fac rezolvările pe o hârtie și să trimit o poză pe un e-mail, ceea ce mi-a lăsat un gust amar. Și, din păcate, nu au fost cazuri izolate și au fost întâlnite în mai multe universități. Ce aș vrea eu, faptul că toate aceste repercursiuni, că a avut, are și sigur va mai avea repercursiuni asupra vieții noastre această pandemie de COVID, aș vrea să cred că noi, ca societate, putem profita și să regândim sau să vedem unde nu am integrat anumite lucruri în trecut și să le integrăm acum în învățământ, indiferent că este universitar sau preuniversitar. Și asta sper că
dacă are, a avut efecte serioase, negative, să profităm și să ne îndreptăm atenția de cum putem face lucrurile mai bine pe viitor. Da, așa, într-adevăr, așa este și ca să, cum ai zis tu, ca să ne uităm spre viitor, aș dori foarte mult să vă întreb cum ar veni, cum vedeți voi viitorul și să răspundeți foarte pe scurt, 10 secunde, 15 secunde fiecare. Și probabil să încheie eu cu acest punct de vedere. O să încep eu, deși nu știu. E o întrebare destul de dificilă. Cred că văd viitorul mai pregătit pentru orice nu s-ar întâmpla ulterior. Adică avem exercițiul unei pandemii. Sper ca în viitor să fim mai pregătiți pentru alte situații de acest fel în care trebuie să mutăm predarea online. Petrișor? Da, eu aș vrea să fim pregătiți de acea recesiune pe care toți experții economici o preconizează și să investim mai mult în educație, pentru că și sănătatea economică a unei țări este oglinda educației pe care o are. Da, așa este și eu îmi doresc să investim mai mult în educație, poate și în cercetare, fiindcă, uite, s-a demonstrat că deși am putea și am avea idei în această perioadă, e foarte greu să poți să faci cercetare dacă nu ai resurse sau cercetare de top cu care să intri în competiție cu alte țări, chiar din Uniunea Europeană. Și am să vă rog să-mi spuneți pe scurt un singur cuvânt, cum vedeți voi pe viitor, sau ce v-ați dori pe viitor de la aceasta? Un cuvânt, doar. Am să încep eu. Eu îmi doresc transformare digitală sau digitalizare. Eu îmi doresc acces echitabil pentru toată lumea. Petrișor? Eu îmi doresc să avem cu toții viziune. Foarte corect și foarte pozitiv și vă doresc în viitor să aveți și viziune și acces echitabil și să vă puteți folosi de unelte digitale cât mai performante și cât mai adecvate societății secolului 21. Sper să vă bucurați și de vacanță în această vacanță, chit că am văzut că ați răspuns că nu mai sunt tabere studențești, vor fi alte activități pe care le veți face ca și studenți. Îi dorim Anei mult succes în sesiunea de licență. Lui Petrișor, mult succes în lupta cu decidenții politici din România și mai ales în privința accesului la educație corect pentru tuturor și să sperăm că studenții vor reveni din toamnă, chiar dacă numai parțial, la universitate. Într-adevăr, una dintre problemele pe care n-am discutat aici, fiindcă e foarte dificil să o discutăm între noi, este cum va fi accesul în cabine al studenților care vor veni. Chiar dacă, să zicem, există un scenariu în care partea de cursuri cu foarte mulți studenți se va desfășura în online și doar laboratoarele și seminariile cu grupe mult mai mici de studenți se vor desfășura față în față, totuși acest lucru presupune că acest student să locuiască în centrul universitar, în căminele universitare, unde nu se poate garanta acea distanțare socială care se prevede că va fi necesară și în viitor și nu avem, cred că nimeni nu are în acest moment o soluție pentru că infrastructura nu există pentru acest lucru. Nu putem să le spunem la studenți, mergeți și căutați-vă chirii, că nu vă putem asigura cazarea în cămine, ceea ce este imposibil de spus, fiindcă avem nevoie să le asigurăm acces echitabil. Deci va fi foarte dificil, ne așteaptă în continuare o vară lungă, dificilă. Noi sperăm să ne ajutăm cât mai mult unii pe alții. Pentru final, am să vă arăt foarte pe scurt partea legată de conferință, de care vă spuneam că o avem pentru săptămâna viitoare. Puteți să vă mai înscrieți, este un tarif foarte mic pentru cei din universitățile din România, doar de 70 de euro. Sesiunile plenare, care vor fi cu Martin Dogeamas, fondatorul Moodle, cu Daniela Rus, românca care este în spatele roboților de la MIT,
cu Georgi Dimitrov, care răspunde de educația digitală la nivel european, vor fi transmise online, gratuit, tuturor. Puteți să le urmăriți. Pentru accesul la restul lucrări trebuie să vă înscrieți. Membrii Universității Politehnica din Timișoara, atât studenți cât și cadre didactice, au acces gratuit la această conferință, pentru că este organizată de către noi. Ca întotdeauna, toți cei care au participat la acest webinar vor primi un certificat digital, un open badge. Am introdus și pentru aceste webinare, noi le mai foloseam și pentru anumite cursuri online, acest concept de open badge. Nu știm să fie folosit prea mult în România, ele devine din ce în ce mai popular și am eliberat până acum peste 1500 de badge-uri doar pentru Împreună online și vom mai elibera în continuare. Noi în acest moment, să zicem că ne limităm, să zicem, această prezentare a webinarilor Împreună online. Ne vom întoarce din toamnă, promitem. Centrul de e-learning al Universității Politehnica din Timișoara pregătește destul de multe materiale, ghiduri și informații care să fie disponibile tuturor, așa cum sunt ele. Am pus și aici în chat, colegii mei au pus și în YouTube informații și acces, unde pe site-ul nostru se găsesc o mulțime întreagă de ghiduri, de unelte, de tutoriale și nu numai pentru campusul virtual, ci și pentru alte tipuri de unelte, de metode de educație digitală, de tehnici, de learning design, de proiectare educațională cu utilizarea uneltelor digitale și a tehnologiilor web și mobile. Vă rugăm să le accesați pe perioada verii, să încercați să vă pregătiți scenariile pentru toamnă, pentru nivelul academic de atunci. Noi sperăm să putem să facem și niște cursuri online scurte, care să fie de pregătire a cadrelor didactice, atât în mediul universitar, cât și în cel, să zicem, preuniversitar, unde s-a simțit o nevoie poate mai acută decât în mediul universitar. Vă mulțumim tuturor că ați fost alături de noi. Lui Ana și lui Petrișor le dorim succes pe viitor și o vacanță cât mai plăcută, așa cum vă doresc tuturor. Și webinarile toate sunt online, le puteți accesa, le puteți viziona, le puteți reutiliza, fiindcă ele sunt cu licență de Creative Commons, cu licență deschisă toate. Vă mulțumim tuturor pentru aceste 10 săptămâni în care am fost alături și aceste 3 luni în care educația digitală și online a ajuns să-și arate poate și părțile bune, dar și părțile slabe. Vă dorim succes și o vacanță plăcută!